vede mai bine, pe dreapta este un casino destul de nou, relativ nou, de vreo 3 ani s-a deschis, care se numește Cosmopolitan și este proprietatea Deutsche Bank. De fapt, a fost proprietatea Deutsche Bank, care până la urmă l-a vândut pentru că nu aducea niciun fel de profit și l-au vândut în pierdere. Cazinoul are o parcare subterană și sunt multe probleme cu apa freatică care periclitează parcarea și probabil fundamentul cazinoului. Nu este unul dintre cazinoile noastre preferate. Trecem intersecția cu Flamingo Road și pe partea dreaptă este Bellagio. Voi încerca cumva să mă apropiu să vă arăt lacul artificial. Pe partea dreaptă. Dar acest lac îl vom studia noi mult mai bine mai către seară, că vom veni special aici cu Sanda să mai jucăm și probabil să mai cumpărăm ceva înghețat. Au o înghețată foarte bună și au aici o fabrică de ciocolată și am să vă arăt ciocolata. 10 de kilograme de ciocolată lichidă de diferite culori curge dintr-o farfurie imensă în altă farfurie imensă. Acum sper să vedeți și voi turnurile înclinate de la Aria. Pe partea stângă unele au geamuri galbene, sunt construite din adins, așa înclinate, și să știți că aceste apartamente care au fost vândute înainte de terminarea turnului nu sunt ocupate pentru că turnurile sunt periculoase și acum este un proces mare între cei care au cumpărat și care nu pot să se mute aici și contractorul care a construit, sau firma de construcție care a construit aceste turnuri. Am uitat să vă mai spun că tot la Aria sunt multe buticuri și tot aici a fost și un spectacol dedicat lui Elvis Presley, care a dat faliment, lumea nu prea mergea și au schimbat. Iar aici și Stella McCartney, fiica lui Paul McCartney, are un butic. Lăsăm Aria pe partea dreaptă. Ne apropiem de Monte Carlo. Monte Carlo este un cazino destul de simpatic, însă noi nu l-am prea frecventat. Următorul cazino va fi, se vede de fapt tot pe partea dreaptă, New York, New York, care este un cazino foarte interesant și, așa cum am spus, are și un roller coaster, adică un fel de tren din asta în București, îi spune Villanvașut, care face tot felul de curbe destul de periculoase și te dai peste cap, adică faci un loop, faci ca o buclă, lumea țipă, este destul de periculos, am fost de câteva ori, nu mi-a plăcut, nu pentru faptul că este periculos, dar pentru faptul că scutură foarte tare. Tot astfel de roller coaster am fost eu de multe ori în Florida, la diferite centre din astea, unde ne-am putut distra foarte bine. Deci New York, New York, pe dreapta, pe stânga MGM Grand, iar acolo mai departe se vede Excalibur, vom trece și pe acolo încă o dată să-l vedem de pe cealaltă parte, pe partea dreaptă sau partea nordică a stripului, și vom încheia excursia noastră aici, după care vă invit să mergem să vedeți Bellagio. Mergând spre New York, New York, pe partea dreaptă se vede statuia, o parte din Statuia Libertății, și urmează turnurile de la Excalibur și vreau să vă spun că majoritatea show-urilor, deci spectacolelor de la aceste cazinouri de pe Strip, de pe Las Vegas Boulevard din Las Vegas, sunt făcute de Cirque du Soleil, adică Circul Soarelui,
Excalibur pe partea dreaptă încă o dată, circul soarelui care de fapt a început în Canada, un fel de circ destul de original și cu niște acrobații și cu niște numere foarte, foarte originale și interesante și cumva a ajuns să facă un spectacol și aici la Las Vegas și care a avut sigur foarte mare succes și toate acestea, K.O., Le Rev, toate acestea au sunt făcute de Cirque du Soleil. În fața noastră coloana de la Luxor, nu știu dacă se va vedea pe dreapta și Sfinxul, nu pot să intru acolo, din păcate. Ia să totuși să încerc să intru și eu, poate pot să, după limuzina asta albă, cred că putem intra. Deci înregistrație și eu aici n-am fost niciodată, eu de obicei totdeauna merg la parcare unde am fost, în spatele piramidei. Ia să vedem aici ce se poate face. Avem aici niște obstacole, niște hopuri ca să prevină mașinile să ia viteză. Through traffic, e bine, de circulație trecem prin. Ia să vedem. Nu se poate face nimic. Intrarea este chiar aici, sub Sphinx. Vom trece și noi sub Sphinx și cu atâta vom rămâne. Sphinxul vi l-am arătat chiar din față mai înainte, așa că sper că totuși aveți o imagine cum arată. Luxor, intrarea la Luxor sau Luxor, cum spun americanii. Am ieșit de la Luxor, vreau să vă arăt încă o dată doar clădirea Mandalay Bay și aici ne vom opri și sper să ne vedem la MGM Grand, unde poate mai fac câteva scene într-un casino. Mă duc să o iau pe Sanda și să mergem la Bellagio. Just my children and my wife. I thank my lucky stars to be living here today. 'Cause the flag still stands for freedom, and they can't take that away. And I'm proud to be an American, where at least I know I'm free. And I won't forget the men who died, who gave that right to me. And I gladly stand up next to you and defend her still today. 'Cause there ain't no doubt I love this land. God bless the USA. From the lakes of Minnesota to the hills of Tennessee, across the plains of Texas, from sea to shining sea, from Detroit down to Houston and New York to LA, where there's pride in every American heart, and it's time we stand and say, an American, where
și vreau să vă arăt niște imagini foarte tragice. Vă rog să vedeți, au scăpat poliției pantofi lăsați în urma celor care au fugit în panică, cei care au scăpat cu viață, ba chiar și părți de îmbrăcăminte. Este foarte, foarte trist și vă rog frumos să mă scuzați că vă arăt așa lucruri macabre sau lugubre, dar totuși vreau să accentuez, să vă arăt cât de tragic a fost evenimentul. Încă o dată Mandalay Bay în centrul imaginii și vom continua mai târziu. Pe partea stângă se vede cortul pentru rugăciuni. Între cei doi palmieri se vede semnul tradițional Las Vegas, care este foarte vechi și datează încă de la începuturile cazinourilor de pe strip. Este foarte greu să filmezi cu telefonul și în același timp să conduci mașina, mai ales că este o circulație destul de mare. În fața noastră sunt crucele cu drapelul american, cu flori, și mai încolo veți vedea și un mic teddy bear, chiar acum, cred că lângă palmier, pe dreapta palmierului, adus probabil de copii, părinți care au murit. Nu cred că e copil mort pentru că n-au fost. Drapelul american este pe jos, cruci, 58 de bucăți donate de un exemplar de la Chicago. Come back soon, drive carefully, ne luăm rămas de la Las Vegas, și pe partea cealaltă semnului vă spune Fabulous Las Vegas. Am să vă arăt acest semn mai târziu. Dragi prieteni, aici mă voi opri, vă mulțumesc pentru atenție, să ne vedem în curând cu alte ocazii mai frumoase. La revedere!